Undeva în Europa, în Banat, în România, se află un oraș în care vin mereu cu plăcere. Lugoșul. Nicolae Iorga îl numea Florența Banatului. Loc de naștere și afirmare a multor și mari personalități, dar și a îndrăgitei Ana Lugojanu. Revin des aici la Lugoj să-i aflu adevărul ascuns în pietre, cărți, tablouri, în privirile și amintirile oamenilor, pentru a descoperi în acest amalgam de etnii și confesiuni înfrățite, Europa. Pentru mine, cred că locul ăsta este un imens dor de cultură. Este o dulce onduire, așa, care vine dintr-o... un imens dor de cultură, oamenilor care s-au adunat acolo, nu numai români, ci de diverse naționalități, în jurul unui dialog spiritual între oameni, între om și om, între om și peisaj, între multiplele astea entități, care toți aveau un dor. Un dor și față de unul, de ființa primordială, de sacru, de dumnezeire, de... și o atitudine foarte frumoasă care a însemnat poezie, cântec și arte vizuale. Iar Podul de Fier a devenit de mai bine de un secol o simbolică punte de unire a oamenilor de aici. Spre pod soarele își culcă trezirea pe ape și în sufletul meu, dimineață însorită, și ridică privirea mirată spre lume răsărind. Lugojul sub povara timpului în căutarea propriei identități. Întotdeauna când mergeți la instituție de cultură să vă gândiți la ce vă ajută. Pe voi la ce vă ajută cultura? La ce vă ajută? Să vă dezvoltați intelectual? Să fiți mai buni cei din jur? Să... La 1778 s-au înființat cele trei comitate în Banat, Torontal, Timiș și Caraș, iar Lugoj a fost sediul comitatului Caraș, devenind astfel un centru cultural, economic și administrativ important din Banat. Abia în 1889 Lugojul devine oraș, până atunci era târg privilegiat. În perioada dualistă s-a evidențiat ca un important centru al mișcării naționale și, datorită dezvoltării culturale, a purtat numele de capitală culturală a românilor bănățeni. Un alt aspect ar fi acest dezgheț al populației românești datorită coabitării multietnice. Românii și-au însușit mult mai rapid acest spirit central european. Atât modul de a face comerț, cât și principii morale, reguli sociale, confort urban, cultura germană, iar receptarea acestei culturi centrale europene a influențat pozitiv comunitatea românească din Lugoj și nu numai, și din Banat, dar din Lugoj mai ales, ca să pulseze mai puternic în această luptă pentru obținerea drepturilor naționale. Muzeul de istorie, etnografie și artă plastică din Lugoj este o instituție culturală de primă mărime a spațiului bănățean, cu o vechime de peste un secol în colectarea, restaurarea, protejarea și expunerea unui patrimoniu, fie el arheologic, istorico-documentar, etnografic sau de artă plastică. La parter vă așteaptă expozițiile și secția de etnografie, structurată pe 9 module expoziționale, o secție care își dorește să ilustreze spiritualitatea tradițională bănățeană din urmă cu un secol și jumătate. La etaj, vizitatorii noștri pot descoperi secția și exponatele secției de istorie, istoria locală, istoria orașului nostru și mai apoi, pentru că Lugojul a fost considerat odinioară
cel mai important centru cultural al Banatului, înaintea Timișoarei. Am restaurat atmosfera reuniunilor de odinioară, de cântări și muzică, de teatru, de lectură, care au existat în Lugojul din urmă cu un secol și jumătate. La pas prin istorie, Lugojul a cunoscut multe momente de seamă, precum cele din Revoluția de la 1848, Marea Unire, dar s-a înscris mai cu seamă prin destinul complex, exemplar, al familiilor înrudite Bredicianu, Dobrin și Barbu, ce au dat neamului personalități precum tribunul Coriolan Bredicianu și fiii săi compozitorul Tiberiu Bredicianu, diplomatul Caius Bredicianu, iar sora lor Cornelia l-a adus la Lugoj pe soțul ei, marele poet Lucian Blaga. Acestui tablou îi se alătură poetul Victor Vlad de la Marina, primul prefect român de după Unire, George Dobrin, și compozitorul Filaret Barbu. Dragilor, și asta vreau că totul să specificăm, că tot ceea ce noi vom spune acum făcea, de fapt, obiectul povestirilor părinților noștri. La Lugoj au fost străbunii mei, Vasile Bredicianu. Fiul lui a fost, de fapt, cunoscutul Coriolan Bredicianu, care unul din tribunii români din epoca respectivă, de două ori deputat în Camera Deputaților maghiară, apărător în procesul memorandului, a fost apărătorul lui Vasile Lucaci, un om iubit extraordinar de lume, care a și scris o serie de nuvele, o serie, chiar un mic roman, parcă nici măcar în dorința de a deveni, de a se considera scriitor, ci era ideea de a face o literatură românească pentru populația română de acolo. Noi pornim de la familia Radulescu, da? Care sunt antecesorii tuturor acestor încrengături. Da. Au fost 5 frați. Constantin și Paulina au fost părinți. Radulești, care au avut așa pe Sofia, cea mai mare dintre surori, meritată Vlad, pe urmă pe Gheorghe, așa, după aceea a urmat Cornelia, care a fost meritată cu Coriolan Bredicianu, după aia a urmat un Constantin. Elena, meritată Dobrin, ei erau copiii cei mici. Da, Elenuța, care a fost bunica noastră și bunica noastră care a fost foarte talentată, mai ales la pian și la muzică. Ea a dirijat și corul Vidu când Vidu a fost, nu știu, la Iași sau undeva. Prima dirijoare a corului bisericesc a fost bunica noastră, Elena Dobrin. Și jucau piese de teatru. Bunicul nostru Dobrin avea și o voce foarte bună și el s-a gândit să fie artist. S-a îndrăgostit de bunica noastră și... În aceste condiții, făcând teatru neprofesionist. Da, da. Sofia Vlad, știu că scria piese de teatru și o compus și muzică, cântece și... Eu asta, Sofia asta Vlad, știu. Care este a fost mama lui Victor Vlad de la Marina. Și a lui Lucia, măritată și iacătă legătura, legătura noastră cu familia Barbu. Tata a fost cu bunicul meu, cu tatăl lui, la Alba Iulia, când am fost actul de Unire, și mi-a povestit impresiile lui ca copil. Era elev la liceu. La Bredicianu, care se numea altfel atunci. Da. Și atunci se urca pe pod și punea un drapel românesc sus pe acoperiș. Și a fost prins, l-au bătut profesorii și după aceea a pus de 3 ori acest lucru. Asta mi-a povestit tata, așa că era foarte, ce cum a fost pe vremea aia, că nu se putea cu steagul românesc, erau prins. Uite așa,
se joacă fata, și pe stânga și pe dreapta, ia ca ia ca așa. Când am venit la voia jură, ha, nu, pe supă jură, ha, nu, Lugoșanu, ha, 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 Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, cu două turnuri cum este cunoscută, este un monument istoric și de artă ce covârșește peisajul lugojan. Construită în stil baroc imperial între anii 1759-1766, după planurile arhitectului Fischer von Erlach Jr., aceasta conține mari valori artistice, de la porțile împărătești pictate de Nicolae Popescu la fresce create de maestrul Anastasie Demian. Biserica și cimitirul ortodox, un adevărat panteon lugojan, vorbesc de valoarea spiritualității locale. Fiecare neam de pe pământ are panteonul său, cum cei vechi aveau un panteon. Evident, acest cuvânt este de origine grecească și se referea la vechii zei. Dar în cazul nostru, acest panteon se referă la bărbații prestigioși care au lăsat un nume în istoria bisericii și a neamului. În anul 1759, când s-a început edificarea catedralei cu două turnuri, astăzi monument istoric, din inima municipiului, s-au primit dispoziții la forurile superioare în vederea deschiderii unui nou cimitir la marginea orașului, în câmp. Și acest panteon, cu timpul, zic, s-a îmbogățit cu o frumoasă capelă. Pe vremea aia, învierea se ținea la ora 2 noaptea și băteau clopotele de 3 ori ca să te trezească, să vii la înviere. Și ne lua și pe noi, cât eram de mici, ne luam și pe noi. Tata Moșu a fost foarte bun prieten cu cumnațusul, adică cu Coriolan Vredicianu. Și când Coriolan Vredicianu a murit, că se pare că a murit destul de devreme, atunci tata Moșu a instaurat treaba asta, că după ce se termina învierea și cu lumânările aprinse, se duceau la cimitir, unde era înmormântat Vredicianu. Și acolo era o, așa, o mică adunare în care fiecare își povestea ce, amintirile lui de acolo. Și, formă, de aici încolo s-a rădăcinat treaba asta, că toți mergeam cu lumânările aprinse acolo. Timpul din pietre, timpul din cărți, ieri, azi, mâine. Biblioteca Municipală Lugoj se află, nu întâmplător, într-o zonă cu rezonanță istorică. Casa Bredicenilor este un așezământ important pentru orașul nostru, având în vedere că este casa memorială a familiei Bredicianu, care a dus numele și renumele orașului nostru. Din ultimii 6 ani, Casa Bredicenilor este un centru cultural activ, periodic, săptămânal, chiar au loc evenimente culturale, lansări de carte, simpozioane, vernisaje de artă fotografică, pictură. Le spunem copiilor care vizitează Casa Bredicenilor că aici, pe această stradă, în această curte, Lucian Blaga a stat, a meditat, a creat și gândul că ei astăzi pot să calce pe urmele iluștrilor înaintași este, cred, un prilej de mândrie. Expresiv, mai mult, 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 mai
Alături de credincioși ortodoxi, legați de același ideal național, se află la Lugoj și credincioși greco-catolici, care au aici sediul episcopiei. Destinul a făcut ca Alexandru Mesian, un muncitor din Baia Mare, să străbată anii întunecați ai comunismului, când Biserica Unită a fost scoasă în afara legii, pentru a ajunge pe scaunul episcopal din Lugoj. A studiat de unul singur, în clandestinitate, într-o chemare a Domnului de a aduce lumina. Aici, imediat după Revoluție, s-a făcut dreptate. Venind de la Lugoj, văzând atmosfera, sigur, care era aici, vis-a-vis de celelalte culte religioase din teritoriu, atmosfera era net alta decât la Baia Mare și decât în alte părți ale țării noastre. Că în Banat, imediat după Revoluție, încă în ianuarie 1990, Mitropolitul Nicolae Corneanu a început să retrocedeze toate bunurile care erau deținute de dânsul. Și spunea, noi nu aveam nevoie de bisericile greco-catolicilor, dar pentru că acum ei au libertatea, ei au nevoie de aceste biserici și au început să ni se retrocedeze. Era ziua de 21 ianuarie, duminică, când credincioși de toate confesiunile, și ortodox, și greco, și romano, și reformat, și de... s-au adunat la Biserica Romano-Catolică de aici. Preasfințitul Ploscaru a luat Sfântul Sacrament, cu care a venit în procesiune până la Catedrala Greco-Catolică, trecând podul Timișului peste Timiș. În ușile bisericii, care erau larg deschise, aștepta protopopul ortodox cu cheile catedralei să îi le ofere în mod solemn episcopului Ioan Ploscaru. A intrat în catedrală cu bucurie și sigur cu emoții mari și s-a făcut prima liturghie. Bucuria era imensă, pentru că poți să celebreze liber, în public, Sfânta Liturghie. Iar spiritul ecumenic al înțelegerii dintre confesiuni oferă armonie și dreaptă judecată vieții spirituale lugojene. În prezent, zic eu, lucrurile sunt așezate, în sensul că nu există între niciuna din confesiunile din Lugoj conflicte. Din contră, ne întâlnim deseori, sau mai ales cu ocazia octavei de rugăciune pentru unitate creștină, ne întâlnim fie la una din biserici sau la alta și la fiecare ne ducem și la fiecare are câte ceva de spus. Și nu numai creștini, dar în întâlnirile noastre totdeauna este invitat și reprezentant al comunității evreiești, care și ei au ceva de spus, pentru că psalmii și tot Vechiul Testament acolo își are rădăcinile. La Lugoj trăiesc în deplină armonie locuitorii de 10 etnii și 10 confesiuni religioase. Români, maghiari, germani, evrei și alții pun umărul la prosperitatea așezării, caută lumina fiecare în propria tradiție. Ne jucam, eram fericiți și totul era într-o vecinătate. Era o lume a echilibrului, a bunului simț și al respectului față unul de altul. Și cel mai important loc pe care eu la vârsta aia l-am întâlnit a fost ștrandul din Lugoj. Ștrandul din Lugoj era ca o metropolă. Găseai personaje dintr-o vreme care nu mai există,
oameni de culturi și de grade de cunoaștere diferite, care erau foarte fericiți ca să noate împreună în bazin. Toată lumea era la strand. Tatăl meu a fost antrenor de not. A fost un mare notător și un mare antrenor. 3700 de copii au învățat să noate de la tatăl meu. Tatăl meu m-a învățat să not și de la vârsta de 4 ani până la 25 de ani am înotat tot timpul. Și eu am învățat prima dată limba maghiară, apoi limba germană și după aia cu copiii de pe stradă limba română. Cel mai frumos lucru a fost acela că în acel moment Lugojul avea deschise școli elementare în 3 limbi. Limba română, limba maghiară și limba germană. Și în liceul Bredicianu avea, de fapt, 2 clase, în cazul meu, când eu am intrat la liceu în 1964, avea 2 clase în limba română, o clasă în limba germană și o clasă în limba maghiară. Gândiți-vă că era deja multiculturalitatea la ea acasă. Am întâlnit pe cineva, un domn minunat, Constantin Miulerca, un talent pedagogic incredibil. Eu l-am considerat ca un zeu pentru modul în care el explica matematica și după aia nematematica. El a transmis cel mai important set de valori pe care, pe lângă valorile iudaice pe care le aveam, aveam setul de valori al acestei elite lugojene, bredicenii, dobrinii. Eu așa îi percep, ca și evreu român, da, evreu român născut în Lugoj și iubitor de Lugoj. Așa îi percep eu, a părinților fondatori ai Lugojului. Această sinagogă e o sinagogă neologă și noi, de fapt, acceptăm ca femeile să cânte în cor, să fie orgă și să existe un... în fiecare rugăciune să fie cântată. Astăzi, acest cult a dispărut. În 1950, ani de turnură, majoritatea comunității evreiești din Lugoj a plecat. De-a lungul vieții mele, și pentru că permanent am fost la toate sărbătorile aici, a fost un număr descrescător, continuu descrescător, cu etape tot mai puțin, tot mai puțin, tot mai puțin, pentru că lumea a plecat. Până la moartea tatălui meu, aveam permanent 10 bărbați la rugăciune. Nu există, nu poți să scoți cărțile sfinte dacă nu ai 10 bărbați. În momentul când am preluat conducerea comunității, când m-am întors înapoi din anul meu de Rotary ca și guvernator, am trecut la munca de jos, ceea ce înseamnă să reconstruiesc sinagoga, să-i redefinesc obiectivele de funcționare, să îi fac să înțeleagă pe corelegionarii mei că sinagoga trebuie deschisă. Trebuie deschisă în sensul că trebuie să ții concerte, să ții prelegeri, să ții conferințe aici, ca să fie un spațiu viu, să formăm, să educăm un public care să vină. Între această mică Europa a înțelegerii multietnice și confesionale care este Lugojul, muzica este la ea acasă. Ea așează în inimile oamenilor credință și cultură. Orga de la Biserica Romano-Catolică din Lugoj are o valoare deosebită, în primul rând, din cauza faptului că a fost construită în timp de aproximativ 200 de ani, în diferite etape. Cu acest instrument sau cu ajutorul acestui instrument s-au putut interpreta în ultimii 40-50 de ani lucrări foarte valoroase care deja în secolul trecut și chiar la sfârșitul secolului al XVIII-lea au fost interpretate aici. Este vorba de misa încoronării de Mozart, care încă în timpul vieții compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart a fost interpretată la Lugoj și un an mai târziu la Oravița.
În fiecare zi, acest om intră în lăcașul sfânt sufletului său, Biserica Evanghelică. Tatăl nostru spune pe trei limbi. Vater unser in Himmel, geheiliget werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie in Himmel so. A fost un magazin mare de cereale. Și deci magazia mare de cereale s-a făcut biserică. Și atunci strămoșii noștri au imobilat, au făcut cum e biserica acum. Eu ce-am concumenie în Bevosente, te șec megotenebet. Am devenit curator și am condus biserica. Curator înseamnă că trebuie să te ocupi cu toate problemele bisericești. Și am căutat ca să mobilizez credincioșii noștri. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. 1900 erau cam 500 de nureași. Și după aceea tot mai mult au scăzut. Au plecat în Germania mulți și am rămas câțiva numai. Iar acum suntem 16 nureași. Un om, o poveste de viață, aventura așezării pe aceste pământuri a șvabilor bănățeni. Trămoșii noștri au venit din Baden-Württemberg, de pe Dunăre, când au emigrat șvabii din Germania. Secolul al XVIII-lea, când au venit în Banat. Banatul care a fost o mlaștină și l-au dezmlăștinit. Și-au făcut un pământ roditor, Banatul nostru. Erau oameni foarte harnici, șvabii noștri, multe sate s-au înființat, să știe asta. Și era un timp înfloritor Banatul nostru. Meseria rotăritului s-a moștenit din tată în fiu. Tatăl meu a fost rotar și s-a dezvoltat, a avansat mult, a devenit din ucenic calfă, din calfă mește cu brevet, avea un brevet, aveam doi, trei ucenici, două calfe, așa era înainte, știți, atelierul nostru cu mașini, era o mașină universală cu banțe, cu abriști, cu strung, cu burghiu, tot era într-una, așa, o mașină universală. Bunicul meu, în 1910, a adus din Leipzig mașinile astea. Atunci, tatăl meu a fost un maestru deosebit. Și-a făcut și o barcă, un schif din ala un. Aici e poza mea când era tatăl meu, era logodit, mama mea, și o cărucea pe Timiș, cu schiful ăsta, știți? Cu sandoline, dacă nu aveai stabilitate, chiar îți turnat așa. Aici era podul de fier unde trece trenul. Mica Europa s-a afirmat la Lugoș și prin lumea artiștilor. Muzica, artele plastice, fotografia chiar, o împletire de pasiuni în care oamenii se apropiau, se căutau, își afirmau personalitatea. Foarte puțini lugojeni știu că a existat un atelier foto condus de Tarco Sigismund. A fost un artist fotograf pentru că și-a perfectat tehnica de fotografiere la Viena și la Berlin. A fost foarte mult timp fotograful Lugojului, poate singurul pe vremea respectivă. A funcționat din 1927 până în 1954. Era specialist în portrete. El făcea toate retușurile, tot ce trebuia, inclusiv le developa pe vremea aceea, avea cameră obscură. Totul se făcea pe cadre de sticlă. Background-ul și îl făcea singur. Deci acele tapete cu peisaje, cu coloane și le picta singur. Era foarte, foarte talentat.
Atelierul era la etaj și jos era casă de locuit, unde locuiau soții Tarco cu cei trei copii ai lor, printre care și soacra mea, Tarco Maria. Toți prietenii noștri erau artiști într-un fel. Aici, în această încăpere, vara era șezătoare. Se adunau, veneau în vacanță acasă, ori studenți de la muzică, ori literați. În această cameră era pianul lui Nicolae Breban. El aici a copilărit. La Lugoj, în ultima clasă de liceu, a fost exmatriculat dintr-o prostie. În clasa 10 am fost exmatriculat din toate liceile până cu un coleg al meu, copil de Chiabur, și ni s-a dat voie să ne dăm examenul de sfârșit de an, care urma să fie peste 3 luni, dar dacă mergem să lucrăm într-o fabrică, la 17 ani, am lucrat într-o mică fabricuță la Lugoj, care se afla lângă gară, o fabrică de calapoade, așa se chema. Iar când veneam după masa acasă, obosit de la fabrică, îi întâlneam pe colegii mei care se plimbau cu domnișoarele pe corzo, dar se prefăceau că nu mă văd, pentru că li s-a interzis să vorbească cu mine. El în perioada aceea locuia la București, dar venea în fiecare vară aici. Mai trăia bunica lui și mama lui aici și aici avea liniște și scria. Aici în Lugoj a scris Francisca. Banatul de acum nu-și mai aduce aminte că acel Nicu Breban pe malul Timișului a scris 3 romane, dintre care 2 cel puțin au mișcat toată proza românească. Nu atât Francisca, care primul roman care am luat premiul Academiei, dar mai ales în absența stăpânilor și animale bolnave. Venind în Lugoj din când în când din București, am refăcut prietenia și colegialitatea cu Giuri Rais, care mi-a fost coleg de liceu, tot liceu. M-a interesat muzica de jazz și m-a dus la un tânăr prieten al lui, Piti Catona, care poseda o formidabilă colecție de plăci de muzică de jazz și făceam seri de audiție muzicală. Deci a fost undeva un pick-up și ceilalți au stat în jur. Sigur, de multe ori părinții, mama colegului, au venit cu prăjituri, cu răcoritoare sau cu apă minerală. Deci asta a fost atmosfera. Nicolae Breban m-a convins despre menirea filozofiei. Eu l-am convins de menirea acestui muzicii de jazz, care este o relaxare și excelent pentru odihnă. În cercul de prieteni amatori de jazz se afla și pictorul Gheorghe Rais, unul din artiștii remarcabili ai Lugojului. Niciodată nu am acceptat ideea că sunt un pictor de duminică. Deci un om care după 8 ore de muncă într-un laborator merge și se destinde făcând pictură. Pentru mine, creația plastică, travaliul în fața șevaletului, însemna o muncă laborioasă, un consum spiritual, un consum interior, care de multe ori poate era mult mai profund și mult mai activ decât însăși
profesia mea de bază de biochimist. Felul meu de a fi este un fel mult mai deschis, tolerant și cred că însăși ambianța aceasta lugojană, unde conviețuiesc atâtea nații, atâtea personalități, persoane care îmi sunt deosebit de dragi, indiferent că sunt ungur, român, sârb, evrei sau de orice nație, poate această sinteză în acest Banat s-a reflectat și în creația mea plastică. Domnul Reis a fost dintre cei mai apropiați prieteni ai mei. Deci noi ne completăm unul pe altul. El în artele plastice, în pictură și m-a inițiat în pictura universală și în tehnică. O serie de tablouri am făcut și eu, fiind inspirat de el, iar el de la mine a preluat pasiunea pentru acest gen de muzică. Inginerul Reis a fost un intelectual rasat, într-adevăr. Fiul lui, din păcate, s-a prăpădit acum câțiva ani, total neașteptat, cadru universitar, decan. Eu mă plângeam că tot trimit proze la diferitele reviste și nu-mi răspunde nimeni. Și am debutat totuși în 69, în octombrie, cu două proze scurte în Familia. Într-o zi, Reis mi-a povestit că e breban în Lugoj și că i-a dat niște proze de ale mele să le citească. Trebuie să spun că eu îl cunoșteam pe Breban de mai multă vreme. I-a dat acele proze și Breban era în clipa aceea redactor șef la România Literară. Și prin marea mea uimire a acceptat o discuție literară. Ne-am plimbat o noapte în trei pe Corzo în Lugoj. Am învățat în noaptea mai multă meserie de scriitor decât în tot ce am citit până atunci. În acest spațiu aparte s-a deschis Galeria Proarte. Trei pictori, Treleț, Tudan și Orăbițan, au pus bazele galeriei. Galeria a fost un loc minunat. Nu ne-a deranjat nimeni. Mulți artiști din București au deschis expoziții pentru că nu se făcea jurizare. Tot ce au adus s-a expus, tot ce s-a expus s-a vândut. Au fost câțiva ani în care Galeria Proarte din Lugoj era un fel de standard al libertății de exprimare al artiștilor plastici. La Lugoj a pulsat foarte tare inima asta culturală, care s-a transmis și în masa de oameni, în lugojeni, pentru că era foarte frumos pe vremea când eram eu la Lugoj, erau foarte multe familii care însemnau un anumit lucru, anumite, duceau în spate o raniță a tradiției. După aia erau tot felul de cenacluri, de întruniri, de etc. Așa, galeria din Lugoj pe care am înființat-o, fără a-și propune a face o dizidență politică, dar prin firescu și prin naturalețe, a însemnat până la urmă o galerie unică. Acesta este un chip al Europei. V-am purtat într-o lume a amintirilor a oamenilor de azi din Lugoj, Florența Banatului, un univers fabulos pe care mi-este greu să-l părăsesc. Vă propun să ne revedem în episodul următor, când vom vorbi pe larg despre mari muzicieni, pictori, scriitori, exponenți ai artei lugojene. Regândirea sinagogii ca și obiectiv fundamental de a le aduce în conștiința lugojenilor și de a-i da o nouă viață a fost cel mai important lucru pe care eu l-am gândit atunci. Aici au fost artiști de talie internaționale și vreau să spun că a venit Florin Paul,
care el este lugojan și legat de istoria Lugojului. Acum am avut anul ăsta o comemorare și un concert minunat. Lucrurile pe care le-am găsit eu în copilăria mea în oraș, exact astea vreau să le readuc. Nu întâmplător facem concertul acesta la sinagogă, pentru că și comunitatea evrească are aceleași scopuri, de fapt, să readucă cultura. Pentru că e destul de complicat într-o regiune atât de multietnică să recuperezi ce s-a pierdut prin oamenii care au plecat. Cred că asta este, de fapt, datoria de onoare pe care avem toți acum. Facem o scurtă încălzire la gama de la piesă, da? Adică sol minor. Bun, hai.